Consilierii județeni au aprobat ultimul pas pentru demararea lucrărilor ce vor începe din toamnă la sediul ambulanței din Caracal. Consiliul județean a organizat licitația, iar investiția este suportată integral din bugetul județului. În acest moment, situația sediului ambulanței din Caracal este jalnică, urmând ca după implementarea noului proiect, clădirea să fie făcută de la zero și implică și dotările necesare, care în prezent sunt deficitare. Încă de la început de an am alocat bani pentru realizarea unui sediu modern de ambulanță la Caracal, pentru că cel care era în funcțiune era impropriu desfășurării activității de urgențe. Am promovat acel proiect, am aprobat indicatorii, avem și licitația ținută. Ceea ce am aprobat astăzi este un pas normal în derularea acelui proiect. Am preluat terenul care era al nostru în administrarea noastră, astfel încât să putem realiza acel proiect. Ridicarea noului sediu, dar și dotarea, va costa Consiliul Județean aproximativ 2 milioane de lei. Se ridică un sediu modern cu birouri, dar și... De la zero? De la zero, bineînțeles, din panouri sandwich, dacă știu foarte bine proiectul. Atât pentru birouri, cât și garaje pentru ambulanțe. Următoarea pe lista instituțiilor de profil din județ unde Consiliul dorește să investească este sediul ambulanței din Corabia, apoi celelalte subunități. Poate pe viitor, atât autoritățile județene cât și Ministerul Sănătății vor arunca o privire și în parcul auto al serviciului de ambulanță, unde 3/4 dintre mașini sunt nefuncționale, iar cele care pleacă în misiuni de salvare sunt în condiții precare.